FM este cu tine și pe Facebook. Ca să știi. Dragii noștri, avem o poveste atipică pentru România. De ce spun asta? Probabil că v-ați obișnuit cu serialul nostru Ce s-a mai furat prin țară. Am avut sarmalele, piftia, afinata, vinul, vișinata. Însă de această dată am dat de o poveste cu un hoț de... Cărți! Hoțul de cărți, varianta de Botoșani. Exact, nu o să vă vină să credeți, lucrurile astea s-au petrecut într-o cafenea, de acolo un individ a luat mai multe cărți, dar nu vă dăm noi toate detaliile, pentru că îl avem alături de noi chiar pe patronul acelei cafenele, La Barista se numește, suntem și live pe Facebook, iar acum vrem să intrăm cu dânsul în direct pe marginea acestui subiect, să ne dea mai multe detalii. Domnul Ciprian Rotariu, în direct cu noi, chiar de la cafenea, Barista. Bună dimineața! Neața, ne-am întâlnit la cafeluță cu toții. Bună dimineața! Bine ați venit la cafea la Botoșani! Da, bine v-am găsit! E lăudabil că există cărți în Botoșani și e lăudabil că există cărți în, într-un bar. Adică mai rar așa ceva. Povestiți-ne cum s-a întâmplat, că știți cel mai bine istoria asta. Bar este impropriu spus, pentru că noi suntem o cafenea, nu avem alcool. Ok. Nu promovăm, doar cafea și chestii din jurul cafelei. Este o poveste atipică, dar cu un final fericit, să zic exact. Așa, ca în filmele americane. Ar trebui să îi inspirați pe cei de la Ministerul Culturii, cumva. Promovați cititul mai bine decât oricine. Da, noi promovăm cititul. Noi, din banii pe care ni lasă clienții ca și ciubu, ca și bacșiș, noi cumpărăm cărți și vrem să ducem lumea spre această activitate de a citi cărți la noi. Le citesc aici sau le împrumutăm și acasă. Dacă este neapărat nevoie, le împrumutăm și acasă. Bun. Unii se împrumută, dar le aduc înapoi. Ca persoana... Frumos. Da, numai că dumneavoastră înțeleg că ați semnalat că a fost vorba de un furt inițial. În urmă cu vreo săptămână așa, aveați chiar imagini pe camerele de supraveghere, din câte știu. A fost un domn care pe timp de noapte a venit, a răsfoit niște cărți și a plecat cu teancul de cărți, nu? Și ați făcut un apel atunci. Povestiți-ne cum s-a întâmplat. Da, deci ne-am trezit într-o dimineață. Noi cărțile le avem în două locuri. Cărțile mai importante și de valoare mai mare le avem în interiorul cafenelei. Iar cărțile pe care le donează clienții pentru a fi citite la cafenea, le avem afară într-o cabină telefonică gen Londra, unde am pus o mică bibliotecă, deci el nu a spart cafeneaua. Deci el a deschis acea cabină telefonică și a luat cărțile de acolo. Se vede și pe cameră. Culmea este că la întâlnirea finală, când mi le-a adus, el mi-a reproșat mie că lacătul de la cabină era foarte, foarte mic. Deci până la urmă tot eu sunt vinovat. E ușor de furat, domnule, e ușor de furat. E prea ușor, deci e prea ușor. Dar sunt foarte curios, ce volum a furat? Scris de cine? Despre ce era vorba în cartea cu pricina? El a furat în jur de 6-7 cărți, dar când mi le-a adus înapoi, mi-a spus că chiar a început să citească una dintre ele, una cu titlu sugestiv, Copil bogat, copil isteț, iar eu i-am făcut-o cadou. Pentru a termina o de citit, am făcut cadou și am spus că eu îi ofer cafeaua din partea casei, ori de câte ori vine la noi să citească, dar să nu mai fure cărți. Noi nu încurajăm furatul, noi încurajăm cititul. Asta e o dilemă existențială pentru mulți părinți. Ce își doresc, un copil bogat sau un copil isteț? Sau un copil bogat și isteț? Dar chiar așa. Da. Era ficțiune? Da. Era o novelă, roman? Era carte de motivațională. Parenting? Ce era? Da. Motivațională. Ce este mai curios este că domnul... Am stat puțin de vorbă cu el. Domnul este un fost mecanic de locomotivă. El nu este o persoană a străzii sau... Okay. Deci e pensionar, înțeleg, da? Da, este pensionar. Mm-hmm. Problema este că el ia pensie de boală, deocamdată mi-a zis. Probabil sunt niște probleme psihice, dar în rest omul e ok, se poate discuta cu el. Deci are pasiunea asta de a citi cărți. Excelent. Și ați devenit prieteni, înțeleg, nu? Adică l-ați încurajat să mai treacă pe la dumneavoastră, i-ați făcut cadou și cărțile. Eu nu am făcut reclamație la poliție din cauza valorii prejudiciului nesemnificativ.
De asta lumea a fost împărțită apoi ca păreri. Unii ziceau că trebuia făcută reclamație pentru că este totuși un hoț în libertate. Alții spuneau că, domne, felicitări că l-a iertat. Eu nu sunt tare supărat pe el. De ce? Noi suntem deschiși de 6 ani. Ce a reușit să facă el prin gestul lui, ne-au explodat vânzările, ne vin clienți din județele vecine să vadă cafeneaua de la care s-a furat cărți. Ce a reușit să facă el prin gestul lui, n-a reușit noi, prin tot Facebook-ul, tot TikTok-ul, toată promovarea. Valintați un pic. Fantastic. Valintați, pentru că eu am aflat că dumneavoastră nu sunteți la prima abatere în care încercați să promovați cultura. Aveți puse câte o bancnotă de 100 de lei prin anumite cărți din cafeneaua dumneavoastră. De ce ați făcut asta? Asta a fost un gest al meu anul trecut, când noi cumpărăm cărți foarte bune, noutăți, și totuși lumea citește foarte puțin, mai mult se stă pe telefon. Iar eu, ca să impulsionez cititul, fără să știe nimeni, nici măcar angajații, eu în 5 dintre cărți, la pagina numărul 8, am pus câte o bagnotă de 1 milion, de 100 de lei. De ce la pagina numărul 8? Adică vă gândiți... De ce la pagina numărul 8? Da. Pentru că pentru a începe să citească cartea, nu doar să o deschidă, deci să o găsească la prima pagină. Corect. Și culmea este că un adolescent chiar a venit și mi-a zis că am găsit niște bani într-o carte. Oh, ce drăguț! Să-mi dea înapoi. Și am zis că nu, banii sunt ai tăi, i-ai găsit pentru că ai citit. Ce este încurajator, nu s-au mai găsit bani în niciuna din cele 5 cărți. Înseamnă că s-a citit și eu chiar m-am bucurat și a doua zi am făcut o postare și am zis că dimineața la ora 7, când am venit să deschidem, erau 20 de persoane la rând deja, care au venit să citească cărți, văzând că sunt bani în cărți. A, ce frumos! Ați putea să continuați joaca obligându-i, propunându-le anumitor clienți să compună o poezie și în schimbul celei mai bune poezii puteți să oferiți o cafea bună. Sigur, mai ales că noi, botoșani, suntem orașul lui Eminescu. Exact. Deci, știți cum se spune? Că românul s-a născut poet și neamțul harnic. Deci la poezii ne pricepem. Asta zic, poate sunt copii care și-ar dori să bea o cafea, dar nu își permit. Atunci se folosesc de imaginația lor, de creativitate, și în felul ăsta e răsplătită creativitatea și este o situație win-win pentru toată lumea. Eu am o sugestie de titlu, nu vă sugerez să schimbați numele cafenelei, dar puteți să puneți un subtitlu la barista cafeneaua citită sau la cafeneaua citită. Mi se pare bun, da. Nu? Da, da. Noi tot o facem și muzica este în așa fel încât să... stimuleze cititul. Să stimuleze cititul. Noi am vrea să vedem, mai ales tineri, am vrea să-i aducem spre citit. În fața cafenelei avem chiar afară un pian. În jurul pianului punem șezlonguri, ca lumea să stea, să citească. Deci totul este în jurul cititului și a cafelei. Eu presim că în vreun an, doi, o să face și un cenaclu al cafenelei cu pricina. O să adune, e imposibil să nu adune oameni de litere în jurul cafenelei. Da, am avut inclusiv lansări de carte aici la cafenea și acum organizăm o seară de poezie a unor liceeni. Bine. Da, a unor liceeni. Închidem cafeneaua doar pentru ei. Ei compun poezii și le recită... Dar pe noi ne-ați primit la dumneavoastră dacă am venit să facem o emisiune de matinal la dumneavoastră? Aveți spațiu pentru noi? Da, avem spațiu, oamenii buni în cap. Mulțumim! Vă așteptăm cu drag. Mulțumim. Eu și pentru... Și vouă, cafea. Exact, am văzut, asta voiam să spun. Mulțumim tare mult pentru fotografii, au ajuns la noi. Ați fost foarte drăguți că ați reținut numărul de WhatsApp 0774-601-601 și acolo am primit în mod surprinzător cafeaua cu spuma de lapte, unde era pur și simplu imprimată imaginea mea și a lui Vlad, chipurile noastre. Mulțumim, ne-ați emoționat foarte tare. Putem concluziona foarte simplu după intervenția asta cu Ciprian Rotariu, o poezie de patron de cafenea. Cea mai bună dimineața este cea în care te trezești pe două voci. Cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Ca să știi. Descoperă Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.